am jucând GTA Vice City, pentru că nu ne-am mai jucat de mult acest joc. Însă, uitați-ne aici, adică uitați-vă la mine. Așa am rămas fără gloanțele Uzi. Dar nu contează. Să știți că eu la celălalt videoclip, deoarece am mai încercat să fac unul tot de GTA Vice City, am editat acolo fain frumos, însă ghiciți ce? Mașinile astea pe care le vedeți voi aici, mașinile din astea, au făcut o grămadă de zgomot în filmare. Chiar și dacă am pus la jumătate sunul. Deci este extraordinar de enervant. Nimă la ăla. Stai, cum? Bă, cine conduce până la urmă? Că nu fac nimic. Ok, hai că am descoperit un bug. Deci eu sunt la volan și nu fac nimic. Și nu vă mint, chiar nu fac nimic. Vă jur că nu fac nimic și eu merg cu viteză mare. Dar nu pot să fac nimic, bro. What the hell is this thing? Nici măcar nu pot să trag. Bă, super ciudat. Și știți că e nebun și... Da. Și știți că eu sunt nebun și că bag viteză 100 km la secundă. Așa că... Dar vă zic sincer, eu clar nu conduc. Adică uitați când... Stai. La mine se vede mov atunci când apăs pe accelerație. Și într-o parte. Dar eu nu apăs pe nimic, mă. Pe nimic nu apăs. Ce... Fain glitch-ul. Așa, să vedem. Da. Ok, hai să ieșim. Nica, acum s-a oprit. Ia să vedem dacă acum merge. A, nu, acum o conduc eu. Hop, hopa, man! Mare! Hopa, hopa! Frumos drift! Bine, nu știu dacă... Nu știu... Nu! Ce m-a speriat? Ce m-a spălat? Nu! Faină rotație. De 300 de grade. Sorry, bro. Fainid... To go in these locations. Pleacă, mă, plecați, plecați! Nu e aia cu acușa plină. Este. O steluță! O steluță! Polize. Două mașini de polize. Nu, 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 șefilor. Șefilor, nu sunt, eu nu sunt șef ca voi. Așa că o să mă ascund după o mașină. Sper să nu vă superete. Este. Oare o să mă creadă dacă merg așa normal? O să creadă oare că sunt un om normal? Bine, un pic handicapat. La cum merg. 1 km pe oră. Ce faci, mă? Tu te retrezi în casă. Da, v-am zis, cu sacoșele pline, ea aleargă. Mă, aruncă-le, mă. Jump! Este. Mim. Eu mă gândeam la un fel de mim, ăla cu porumbelul care se aruncă de pe acoperiș și zice, am aflat că Dorian Popa mănâncă mai multe pastile decât mâncare. Viața nu mai are niciun sens. Și se aruncă. Vreau să fac ceva de gen, însă la mine s-au aruncat și eu dat un... Și s-au rotit când a ajuns jos. Rol! Bine, nu a fost safe rol. Ceau! Ce faci, nenea polițist? Nenea polițist, poți să-mi deschizi ușa? Nenea!
Mă, nu e polițist. Mă, nu e glumeam. Eu nu am făcut nimic. Decât glumeam. Hello, smile, darkness, friendly. Crembuște. Crembuște. Hei! Să ne băgăm într-o apă. Se pare că nu merge. Însă s-ar putea să vină poliție. Poliție. Este. What the fuck, bro? Am făcut 5 stele. Bine, departe. Dar serios, mă. Da, hai că ai dat afară. Se pune dacă eu zic că o dat afară, însă cu... Oh, hop! Au! Nu mai dați! M-a durut. Dar nu contește. Ei! Ok, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați... Am rămas cu 34 de bani. Nu uitați să dați like și subscribe, să vă abonați, să trimiteți și prietenilor voștri și... Da, eu am fost de asta e. Și să-mi lăsați un comentariu cu părerea voastră sinceră despre cum vi s-a părut acest episod. Eu am fost 20 de rocoare și ne vedem pe data viitoare. Pa!